Salut! Sunt Zoltan Marton și suntem din nou la Academia de Fotografie. Acum vom despacheta ultimul smartphone de la Dual SIM de la AllView. Cei de la AllView sunt cunoscuți după telefoanele lor Dual SIM și asta e unul care chiar arată bine. Până acum cu Dual SIM-urile era problema că arăta un pic mai ciudat și le era rușine managerilor să le scoate pe masă. Pe lângă un Samsung Galaxy sau lângă un iPhone arătau cam nasol. În schimb, cu asta, această problemă cred că au rezolvat. Are doar un centimetru grosime și seamănă foarte mult cu Galaxy S2. Așa ca display 4.3 IPS. Să vedem ce conține cutia. Avem o baterie de 1800 mAh, să vedem cât ține. Un hands-free stereo. Încărcătorul și cablul de date. Și desigur manualele. Are o cameră de 8 megapixel. Aici are slotul pentru cele două SIM-uri, SIM 1, SIM 2. E foarte plăcut în mână. Nu știu dacă se vede spatele dintr-un material care îi oferă o aderență foarte bună, nu alunecă și nici nu rămân urme pe ea. E un avantaj. Să-l pornim. Are 512 MB memorie de lucru, 2 GB de flash și are slot de card unde se poate insera un card de până la 32 GB. Port USB, conectivitate prin Wi-Fi și Bluetooth și un telefon complet. Ok, mai multe vom vedea peste o săptămână. O să găsiți un review complet pe zoltan77.com. La revedere!